Nu, prim-ministru, eu am la promulgare legea asta prin care se reduce CAS-ul și sunt două aspecte sub care eu am obligația să fac controlul legilor venite de la Parlament. Unul este oportunitate, doi constituționalitate. Mi s-a părut că din ambele puncte de vedere reducerea CAS-ului pune probleme și așa cum am mai spus, după calculele noastre s-ar accentua deficitul fondului de pensii cu 5,5 miliarde, ceea ce înseamnă că s-ar ajunge la un 18 miliarde deficit la fondul de pensii. Am văzut și tentativa de punere în dezbatere publică a noului cod fiscal. Oricum, dacă s-ar aplica toate taxele acelea suplimentare, tot nu s-ar rezolva problema că alea ar aduce un 1,5-1,8 miliarde, luate așa grosier, chiar cu reintroducerea impozitului forfetar, că îi spunem altfel, dar ne cam referim la el, pe servisuri, pe unități de alimentație publică și așa mai departe. Marea mea problemă înainte de promulgare, în concluzie, este sustenabilitatea măsurii, pe care nu o văd. Cu ce acoperim deficitul suplimentar de 5 miliarde? Oricare dintre dumneavoastră. Domnule președinte, bună ziua, mulțumim de invitație. În primul rând, evident, Constituția prevede foarte clar dreptul noastră de a retrimite un proiect de lege Parlamentului. Nu pentru țin să-l retrimit, că e o măsură bună pentru agenții economici. Marea problemă e cum acoperim gaura. Eu doar spuneam că aveți acest drept constituțional și îl exercitați cum considerați. Problema este că guvernul, și dacă am fi de acord cu dumneavoastră, tot n-am avea, nu suntem. Din moment ce e o lege votată de Parlament, rolul nostru a fost de a transmite în expunerea de motive motivul emiterii actului normativ, impactul socioeconomic și toate celelalte măsuri. Și am aici expunerea de motive, cred că o aveți și dumneavoastră, n-aș vrea să o reiau. Ideea este că e o măsură economică pe care noi o considerăm fiscal-bugetară, pe care o considerăm necesară, că în acest an, conform discuțiilor pe care le-am avut cu Comisia Europeană, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, nu se modifică niciun fel țintele de deficit asumate și că în 2015-2016, pe baza creșterii economice, combaterii evaziunii fiscale și mai ales odată cu intrarea în vigoare a legii privind insolvența, avem capacitatea de a pregăti și de a face această măsură nu doar sustenabilă, ci inclusiv profitabilă pentru dezvoltarea economică. O să lucrăm până luna noiembrie, venim în fața Parlamentului cu proiect de buget și ne vom încadra în toate țintele. Avem și MTO. MTO, avem și MTO care mai înseamnă vreo 6 miliarde. 5 la 6 miliarde. O să lucrăm la toate. Da, dați-mi sursele ca asta, povestea asta cu buna colectare, cu... Când avem proiectul legii bugetului votat de Parlament, cu siguranță va veni la dumneavoastră sau la nou președinte la promulgare. Sper să vină la mine. Adică ar fi unfair să intrați în alegeri fără să trimiteți bugetul la Parlament. Domnul președinte, ar fi unfair că o să fie un alt prim-ministru și atunci să-și facă bugetul cum crede. Eu așa nu consider. În campanie poate să dumneavoastră să fiți încă prim-ministru. De acord. Bun, doamna ministru, că m-aș adresa și ministrului de resort. Avem de acoperit MTO-ul și
deficitul ăsta. Amândouă la un loc înseamnă vreo 6 plus 5, 11 miliarde. Din ce? Domnule președinte, în primul rând, măsura aceasta este o măsură extraordinar de bună și pentru mediul de afaceri, dar și pentru angajatori. O susțin din tot sufletul și mai ales că acum a trecut și prin, și prin Parlament. Vă asigur că am făcut studii foarte bune și asupra sustenabilității. Dați-mi-l și mie. Și nu am niciun fel de dubii că această măsură este una bună care nu va pune în pericol nici țintele bugetare de anul acesta, dar nici cele pe MTO de anul viitor. Deci. Doamnă, dați-mi și mie studiul care spuneți că s-a făcut. Băi, oameni, bă. Discutăm ca între oameni care știu despre ce vorbesc sau... Deci să știți că 11 miliarde nu se creează din nimic. Și aș vrea, Ioan, că avem o discuție, mai ales aflând că vine și doamna ministru, am zis că avem o discuție pe cifre, pe o analiză făcută, adică din nu știu ce taxe, atâta sumă, din creștere economică, atât, din reduceri de cheltuieli, atât, din... Da, astea sunt argumente ce mi-aduceți dumneavoastră, argumente pe care le aduce orice parlamentar care nu știe despre ce e vorba. Serios, e... Și nu mă reproș, nu e atât către domnul prim-ministru, cât către ministrul finanțelor. Arătați-mi din ce se compune structura de venituri suplimentare care să vă acopere MTO-ul și deficitul suplimentar creat la fondul de pensii. În momentul în care vom elabora bugetul pe 2015, sursele vor fi foarte clare. Doamnă, dar eu trebuie să o promulg acum. Pentru că și eu aș vrea să o promulg. Și eu aș vrea să o promulg, dar vreau să o promulg credibil. Și vă spun și de ce atâta interes. Eu am mai avut o întâmplare în 2008 cu salariile la profesori. Și acum parcă-l văd pe Tăricianu când spunea, merge, avem de unde, duduie economia, n-aveam cifrele pe trimestru 4, că era în 2008, în trimestru 4-2008 și abia prin februarie am aflat cifrele că noi intrasem din octombrie în cea mai grea cădere economică și știu că am promulgat-o tot așa pe vot unanim în Parlament. Și pe urmă n-a fost bine deloc când am constatat că nu se poate plăti. Și v-aș mai aduce aminte un lucru. În 2008 s-au mai redus două contribuții. CASE-ul, dacă vă aduceți aminte, și contribuția la sănătate. Nu și aduce aminte, că nu era aici. Nu contează, bănuiesc că atunci o informez eu pe doamna. Și s-a revenit asupra ei, asupra reducerii CASE-ului. La sănătate suferim că și nu s-a revenit asupra contribuțiilor de sănătate. Eu nu mă înțeleg de ce ați promovat-o atât de repede și nu-i vina Parlamentului, că Parlamentul a fost pur și simplu păcălit. I s-a spus că va crește colectarea. Domnule președinte, Parlamentul, o parte a Parlamentului a cerut intrarea în vigoare la 1 iulie. Bun, da... Parlamentul adică nu are responsabilitatea cifrelor, el ia decizii politice. Dar executivul, din care faceți parte și dumneavoastră și eu, noi avem responsabilități pe cifre până la urmă. Mai certați-mă, dar nu gândim la fel și cred că nu vă supărați. Eu cred că dumneavoastră nu conduceți activitatea executivului. Nu, dar am obligația să controlez legile. Eu nu vă controlez încasările, doar constat cât sunt încasările. Faceți-o, domnul președinte. Cum? Faceți-o, e dreptul dumneavoastră să retrimiteți legea. Bun, păi asta vreți? Nu, eu vreau să o promulgați. Dați-mi argumente să o promulg. Altele decât lozinci. Altele decât simple declarații. Doamna ministru,
se colectează suplimentar din creștere economică, atât. Dar bănuiesc că ați observat că Germania, Franța, Italia au intrat în declin economic și asta ne va afecta. Un motiv în plus ca să relaxăm fiscal și să încurajăm firmele să angajeze și să nu angajează nimeni, doamnă. Și să investească, să investească mai mult. Doamnă, am zis că unde spuneați că ați terminat, la Harvard, la Oxford? La Harvard. Rubinii economiști de Harvard. Mă așteptam la argumente de genul lui, nu... Bun, înțeleg că nu avem o analiză de unde venituri suplimentare, mai ales că, doamna ministru, la fondul de pensii știți că n-ați făcut nici măcar acolo veniturile. Colectarea e 97%. Din coace urmează să face rectificare negativă. Domnule președinte, la fondul de pensii, problema este că avem un salariat la 1,28 de pensionat. Aceasta este o problemă gravă care se poate rezolva numai prin astfel de măsuri, de exemplu reducerea impozitării pentru a încuraja să se angajeze în piața reală și cu carte de muncă și pentru a avea un număr mai mare de angajați oficiali care contribuie la CASE pentru a susține toți pensionarii care primesc acești bani. Doamna, dacă aș vrea să-mi bat joc de țara asta, aș promulga-o fără să mai întreb nimic. Eu plec. Dacă dumneavoastră mi-aduceți ca argument suprem că avem 1,2 pensionari la un salariat, lucru care e știut, noi aici avem un deficit structural. Bănuiesc că înțelegeți că suntem, vorbim de un deficit structural pe care îl accentuăm, da? Tocmai asta încercam să vă explic, printr-o astfel de măsură, tocmai corectăm astfel de probleme, nu printr-o mărire a taxelor, care duce la mai puțină colectare, la mai multă piață neagră și mai puțin oameni angajați cu carte de muncă care să contribuie acum, într-un sistem pay as you go, la pensionarii care acum își primesc pensiile. Doamna ministru, n-ați observat din alte zone care nu dă rezultate reducerea taxelor când e vorba de continuarea năravului cu evaziunea? Data trecută când s-a scăzut CASE-ul, veniturile pe CASE au rămas constante deși s-a scăzut CASE-ul. Doamne, deci la fel s-a întâmplat când s-a introdus cota unică. Dar după un an a început evaziunea din nou. Eu vorbeam de datele pe care le avem pe CASE, în momentul în care a fost scăzut CASE data trecută, veniturile pe CASE au rămas la fel. Înțeleg că vreți să-mi argumentați cu lozinci, nu cu cifre. Nu cu cifre. Deci asta, deci veniturile din pe situația creată acum de această lege. Situația creată, exact. Deci în momentul cum acoperiți în care cele 5,5 miliarde plus MTO, alte 6 miliarde? Deci 11. Deci data trecută, încă o dată v-am spus, când a scăzut CASE-ul, veniturile nu au avut de suferit. Mai mult, când CASE-ul a crescut, evaziunea fiscală a crescut vertiginos. Deci clar există un prag peste care angajatorii nu vor să-și mai declare angajații și peste care încep să facă evaziune fiscală la greu. Și noi trebuie să coborâm acest prag și să reducem CASE-ul tocmai pentru a avea mai mulți angajați în piața reală, ca să contribuie pentru sistemul de pensii, pentru cei mulți pensionari pe care îi avem. Problema pe care ați ridicat-o dumneavoastră. Din scoaterea la suprafața muncii la negru, dacă s-ar produce? Deci, dacă, după cum v-am spus, cea mai bună... Deci, ce estimare aveți? Cât cresc veniturile din scoaterea muncii la negru la suprafață în cazul în care va avea acest efect? Încă lucrăm la estimările acestea. Eu v-am dat exemplu doar ce știm clar că s-a întâmplat în trecut, care ne arată că și pe viitor o astfel de reducere de CASE va fi benefică. Bogdan. Deci, o mică confuzie pentru că ei au făcut proiectul de lege și acolo au făcut estimările de venit și cheltuieli,
impactul pe cheltuieli și vedeți suplimentare care vine. Deci minusul de 5 miliarde care vorbim anul este viitor. Este unul contabil și nu unul economic, calcul, și domnul Drăgoștea. Nu trebuie să mătrimea asta. Ia în calcul venitul suplimentare. Deci noi acum vorbim de 5 miliarde care au rămas. Deci, domnul Drăgoște, foarte bine, calculele care se fac la impactul bugetar sunt unele contabile, adică de genul că nu se colectează din cele 5 puncte procentuale și cât se colectează în plus pentru că noi, ca angajator, adică statul, nu mai plătim acele 5 puncte procentuale. Ce v-am explicat eu este tot impactul economic care ține de cont faptul că se vor angaja mai multe persoane, se vor mai angaja mai multe persoane în economia albă, deci nu la negru. Faptul că vor exista și investiții din banii pe care îi iau în plus angajatorii în buzunar, că acele investiții au o multiplicare în economie și din care se vor face mai mulți bani la buget și pe TVA și așa mai departe. Și per total, ceea ce încercam să vă spun este pe data trecută când s-a scăzut CASE-ul, veniturile din CASE per PIB au rămas aproape constante, deși s-a scăzut CASE-ul. Da, da. Acestea sunt toate efectele reale. Atenție! Vorbim de 5% raportat la produsul intern brut. Da? Nu. 5 puncte procentuale. 5 puncte procentuale la CASE, ceea ce ne duce la 1 și ceva la sută din produsul intern brut deficit. Cele 5,5 miliarde sunt 1,3408. 0,809. Mai avem, deci PIB-ul este 658. Asta 0,8. Mai avem 0,809 la MTO. În total 1,7. Deci, în primul rând, impactul bugetar contabil, deci nu cel ținând cont de aceste efecte pozitive economice, este 850 pe acest an și vreo 4,8 miliarde pe anul viitor. Încă o dată, acesta este un efect contabil, doar cât pe calculat, pe câți angajați avem acum și cât n-am mai luat la buget din cele 5 puncte procentuale, minus cât nu mai plătim noi ca stat cele 5 puncte procentuale la angajații noștri de la stat. Ceea ce încercam să vă spun este că există alte efecte economice benefice care într-un trecut ne-au arătat că, de fapt, adunate aceste investiții în plus, aceste angajări în plus, această ridicare la suprafață și reducerea evaziunii, trecut au arătat că, de fapt, veniturile din CASE per PIB au rămas aproape constante, deși CASE-ul a scăzut. Nu, doamnă, nu mă convingeți cu simple declarații și, sincer să fiu, o să vorbesc cu comunitatea de afaceri înainte de a lua o decizie. Pentru mine aveam în cârcă MTO-ul, acum mai luăm și reducerea de CASE. Nu văd cum face față bugetul de stat, rămânând în parametri. Nu văd. Iar declarații, sigur, toți știm și o spunem, când se reduc taxele, nu scad veniturile. Aș putea fi de acord cu dumneavoastră până la un punct, pentru că am experiența introducerii cotei unice, care a făcut să nu scadă veniturile vreun an, după care n-au fost mulțumiți nici cu asta și a început evaziunea și... Am înțeles, dar eu v-am dat exemplu. Numai puțin, deci vă ascult. M-aș fi așteptat să veniți astăzi cu o foaie pe care să scrie de aici un miliard, de aici două, de aici încă unul și astea sunt cele cinci, domnul președinte, ca să promulgați legea cu conștiința împăcată, că n-ați fost părtași la o înșelăciune, știi, sau la o eroare. Aici e singura mea problemă. Să mă uzez de mijloacele pe care le am sau să-i dau drumul, fiind împăcat că ce-mi spuneți este argumentat cu cifre și pot să-i dau drumul. Asta e problema pe care o am. Pentru acest an există cele 850 de milioane care înseamnă încă o dată efectul
strict contabil asupra bugetului. Iar pentru anul viitor, în bugetul de 2015... Doamna, îmi puteți trimite mâine o fișă a acestei găuri, cum o acoperim? Cu evaluările dumneavoastră. Uite, domnul președinte, pentru că noi avem o dublă problemă în momentul de față. O fișă sub semnătura dumneavoastră, reducerea CASE-ului, o acoperim de aici. Și să-mi dați pe categorii de efecte, dacă vreți, a reducerii CASE-ului, ce și când ne aduce fiecare, în așa fel încât să înțeleg că eu sunt într-o eroare. Că, de fapt, nu se va mări deficitul fondului de pensii. Și că nu se vor tăia investiții ca să compenseze și că... Pentru că, uitați-vă, anul acesta aveți 25% mai puțin la investiții. Bănuiesc că ați văzut ce s-a întâmplat cu forța de muncă, cu personal angajat. Avem ușoară creștere de șomaj, de la 7,1 la 7,3. De la începutul anului, numărul locurilor de muncă a crescut cu 87.000. Dar nu, prin asta nu spun că se va tăia de la investiții, nu aș dori asta, nu vreau să vă răspund la, exact strict la ce ați menționat dumneavoastră. Eu am vorbit de creșterea șomajului, nu de locuri de muncă create. Câte ați creat, câte ați pierdut? Referitor la investiții, nu spun că se va tăia de la investiții, dar și dacă ar fi așa... De acolo ați tăiat în primul trimestru. Da, chiar dacă ar fi așa, ca o persoană de dreapta, sunt sigură că cunoașteți că dacă se taie de aici, de la investiții publice și se realizează CASE-ul, care înseamnă mai mulți bani în buzunarul angajatorului pe care îi va folosi în parte pentru investiții private, care sunt mai eficiente decât cele publice, per total tot ieșim cu plus ca o persoană de dreapta. Doamna ministru, știți care e partidul meu? Ca președintei România, da. Dumneavoastră îți fii social-democrată, alții ori fi de dreapta. Eu vorbesc de interesul României aici, că discut despre banii României, nu despre banii partidelor sau... Da? Nu, asta v-am dat doar argumentațiile deci, peritor la ce ați spus despre tăierea investițiilor publice. Mie răspundeți-mi clar cum ne este benefică reducerea investițiilor. Înțeleg că e benefică după dumneavoastră. Nu, doar ce ați spus dumneavoastră, dacă s-ar tăia de la investiții publice, păi pentru că se face CASE-ul, nu am spus că o facem publice. Noi. Și v-am justificat că, într-adevăr, ar fi benefic pentru că se substituie dintr-o investiție publică într-una privată și investițiile publice, cele private, sunt mai eficiente. Știți, doar am mers cu argumentația noastră, nu am spus că asta vom face noi. Știți vreun privat care bagă bani în autostrăzi? Investițiile nu înseamnă numai autostrăzi, înseamnă și investiții în capital, în cadrul firmelor pe care le au. Nu, dar vorbesc de investițiile din buget, că bugetul de stat n-a investit în capital, doamnă. A investit în infrastructură, în principal, în mediu, în lucruri care trebuie să făcute. Deci mă refeream la investiții în bugetul de stat. N-ați înțeles. Am înțeles. Eu am investit la RomGaz, spre exemplu, dar e investiție pe piața de capital, dar nu despre alea vorbeam. Nu, nici eu nu vorbeam despre asta. Vai. Bine, eu n-am înțeles nimic, domnul prim-ministru, ați înțeles mai mult decât mine. Domnul președinte, dacă vă face plăcere să discutați o problemă generală, teoretice de economie cu domnul ministru, sunt convins că vă stă la dispoziție. Problema e următoarea. Așa funcționează o țară democratică. Guvernul propune, Parlamentul votează, dumneavoastră dacă vreți promulgați, dacă nu o retrimiteți. Restul, cu tot respectul, eu n-am încredere în gândirea noastră economică, că am trăit-o, ea era în America. Eu am trăit și creșterea TVA-ului și toate celelalte. Deci sunt gândiri, școli diferite. Deocamdată noi avem creștere economică, avem locuri de muncă, vrem să mergem în această direcție. Domnul prim-ministru, dumneavoastră aveți un drept constituțional pe care nu l-am contestat. Creșterea economică nu vi se datorează, ci vi se datorează măsurilor din 2010. Și eu am mai văzut un prim-ministru la fel de irresponsabil, Tăricianu,
care pentru alegeri a făcut ce a făcut și a suportat guvernul Boc costul utilizării banilor publici pentru campanie. Părerea mea este că faceți o eroare și aveți riscul ca după alegerile din noiembrie să nu mai vină cineva care să corecteze lucrurile, ci pentru că pur și simplu n-ar avea curaj să o facă. Și riscați să rămâneți cu niște dezechilibre foarte mari, să scoateți din nou țara de pe traseul ei. Domnul președinte, o să ne descurcăm și după noiembrie. Țara asta se descurcă, nu-i nimeni de neînlocuit. Nu vă faceți griji. Mergem în direcția bună. Bine. Mulțumim. Am înțeles că astea sunt argumentele. Bine. Vă doresc succes.